Astăzi o să reacționăm la trailerul de la Assassin's Creed Shadows. S-a postat acum câteva zile bune și nu am apucat să-i fac o reacție și chiar vreau să reacționez pentru că sunt un jucător de Assassin's Creed și chiar sunt foarte curios ce s-a întâmplat și ce o să se întâmple cu acest joculeț. Nu mai pierde timp, like, subscribe și hai să trecem la reacție. Ok, doamne, sunt hyped. Tot ce știu, un pic pauză. Tot ce știu e că se întâmplă ceva cu Japonia, cu samurai, cu de-asta. Asta, în rest, nu știu nimic. Bun. Deci, ăsta e un fel de maestru, cred că, deși pare rău. Am impresia că a fost bun sau ceva și a trădat sau, nu știu. Sau ăsta e bun și fuge de cineva rău? Nu-mi dau seama, oricum nu e caracterul nostru ăla. Ăsta cred că e caracterul nostru și cred că e fată, după cum văd. Cred că e fată. Ce tranziție insane. Mamă, cum arată, bro! Bă. Bă, se vede. Acum, în sfârșit, cred că se vede pielea mea de găină, efectiv. Mamă, cum arată! What? Ok, ok, Ubisoft. Ok. Mamă, cât de bine arată. Bă, ești nebun. Voi vedeți cum arată fața? Cred că asta e fata, nu vreau să fiu rău, gen. Bro, cum arată părul, cum... Bă, parcă pe bărba, parcă n-arată așa de la barbă, dar asta de-a... La fată părul ăla așa de clean, cumva, nu știu. Wow, wow. Bro, zici că e film. Ești nebun? Bine, nu știu dacă o să arate așa... Și un joc. Dar... Mamă. Wow, stai un pic. Observați toate detaliile astea? Sângele efectiv aici. Sângele aici e un pic cu... Nu știu cum să zic. Ca și cum ar fi cu salivă, mă înțelegeți la ce mă refer? E un pic mai așa se vede, nu știu, efectiv, uitați-vă lacrimile aici, uitați-vă. Wow, părul, sunt impresionat de păr. Mamă, insane. Sper doar să nu fie... Mamă, Sea of Thieves! Ce e asta? Sper să nu fie același joc să se scrie repetitiv, gen. Momentan mă joc ultimul, nu știu cum se numește, Mirage, parcă. Și începe cumva să-mi placă, dar mi se pare ok, uiți povestea. Dar că parcă simt că mă joc același să se scrie de am bun, dar că efectiv retextura puțin și în alt loc. Și un pic, na, altă poveste, că e logic. Dar parcă nu e ceva care să mă facă, știți cum erau Assassin's Creed-urile vechi și nu sunt omul ăla tripat pe o chestie veche. Dar că parcă se simțea că era un asasin, frate, sarea în spatele lor, făceai foarte multe chestii stealth. Parcă în jocurile astea asasin noi, parcă te forțează cumva să joci mai combatiș, să zic așa, nu știu, cel puțin asta simt eu de când s-a făcut tipul RPG. Și asta o să fie tot așa, vă dați seama, doar că prin cu samurai, cu ninjale așa, în ghilimele, o să fie, zic eu, mai... puțin mai old school pe mecanica de combat, ok? Bă, îmi plac foarte mult chestiile astea de samurai, coifurile alea sau cum se numesc pălările alea, lăsați-mă comentarii, îmi plac extrem de mult. Ok. Mamă, ce... Vedeți ce aici o să fie o grămadă de combat? Îmi dă vibe de Ghost of Tsushima, clar aici. Asta e ăla de ne-l arătat înainte? Ok. Bă, ce mișto e făcut trailer original. Wow. Bine pe tranziții. Mamă, ce mișto e așa. Cu bările alea cinematice. Stați așa un pic. Ne arată gameplay? O să fie genul ăsta antagoniști sau o să fie în echipă cum ar veni? O să fie protagoniști amândoi cum ar veni? Bro, credeam că e gameplay la cum s-a văzut. Mamă. Bine se vede tot. Wow, bă, dacă de clean se mișcă hainele. Gen, știți? Nu-și pune gluga în cap așa, gen, zici că se ține toată fixă. Bate vântul, ia alea, nu știu. Mi se pare, wow, insane detaliile de pe haine, wow. Mamă, templele astea încă sunt mișto rău. Bă, da seama ce fortăreță o să fie aici. Oh. Ok. Ne arată de toate cât un pic. Ouch. Brutal. Ei, yo. Mama. Mama a venit direct cu lancia partizan.
Omul meu. Cu distrugătorul de ori și ce are acolo în mână, mâncați în sufletul tău. Cu armă de două mâini de pe meeting skin, nu știu ce. Mamă, deci începutul e cu final. Bro, dar ce mișto tranzițiile. Da, deci am doi ăștia sunt pe mână, cum ar veni fața și băiatul doi protagoniști. Unul de culoare și unul de altă culoare, că da. Ok. Hai, dăm Blade-ul. Wow, loc de hard. Bine, ne dăm un pic de spoiler aici jocul, dar cred că stai pe la început, nu știu. Noiembrie 15. O să vă zic dinainte că știam că se lansează, că am văzut pe internet, n-am avut cum să scap. Bă, nu e mult. Ne dau jocul în același an cu primul trailer, cu trailerul oficial. Mi se pare insane, mi se pare mai insane că suntem în mai și noiembrie. Cât e mai? Iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie. Da, în jumătate de an noi primim jocul, practic. Mai puțin de jumătate de an chiar. E insane. Nu e foarte mult de așteptat. Abia aștept să-l joc și să fac serie cu el, pentru că vă dați seama că o să-l iau. Bă, mi se pare un joc bun. Mi se pare chiar un joc bun. Adică, din ce am văzut aici în trailer, oricum, detaliile pe care le are această domniță, să zic așa, cum i-a făcut părul și totul, mi se pare next level. Dacă o să țin și miște părul gen ca în trailer sau ceva de genul și în joc, la modul ăla să aibă părul cum ar veni chestia asta de când bate vântul sau așa, mi se pare gata, m-a câștigat pe mine cu chestia asta, m-a câștigat. Pe partea de design mă interesează cel mai mult la un joc. Dați seama că și story-ul și gameplay, dar design-ul, vă frate, uitați-vă, arată genial. Wow. Deci trailerul mi se pare un trailer extraordinar de bun făcut. Un trailer pe care nu l-a avut multe jocuri așa de bun. Sunt jocuri mari de care sunt deja mai puțin de trailer, dar nu mai zic nimic. Mi se pare trailerul că o să-i dau o notă 10 ceva, nu știu dacă o să dau note la reacție, dar mă rog, whatever. Jocul abia aștept să-l joc. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, mi se pare extrem de bun și sper să reinvie cumva franciza asta de Assassin's Creed, pentru că, sincer, nu o văd luând-o prea bine. De la Valhalla, parcă nu se mai simte Assassin's Creed. Jocurile, dacă le iei individual, Assassin's Creed Valhalla, Mirage, dacă le iei ca și jocuri, unul cu Viking, unul cu... prin Irak sau Iran sau pe unde se întâmplă acțiunea, da, sunt niște jocuri excepționale. Dacă le pui în franciza Assassin's Creed, parcă nu se mai pupă atât de mult cum se pupau mai de mult. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și sunteți de acord cu mine. Să vă abonați dacă nu s-a făcut încă, eu am fost Cosen și eu, desigur, ne vedem mai târziu cu un nou videoclip. Vă pup, pa, pa!